prieteni ai Institutului Cultural Român din Tel Aviv, dragi invitați care ați răspuns cererii noastre de a fi printre noi astăzi și de a aduce un semn de omagiu limbii române pe care o vorbim, limbii române pe care o iubim, limbii române care, iată, este prezentă pe tot felul de meridiane ale lumii. Colegii noștri de la alte ambasade și de la alte institute culturale găsesc fiecare din ei un mod de a omagia limba română. Modalitățile sunt diferite. De pildă, la Lisabona, unde este director un scriitor de renume, Daniel Nicolescu, se prezintă o carte tradusă de Corneliu Popa și care aparține lui Radu Paraschivescu. La Madrid se vorbește despre Mihail Sadoveanu. La Seghedin se prezintă filmul Dumbrava minunată. În fiecare oraș al lumii, fiecare găsește modalitatea lui de a aduce un omagiu limbii române. Noi am avut parte anul trecut de o experiență foarte interesantă. Am avut aici niște renumite nume universitare de aici din Israel. Astăzi ne-am gândit să ne întoarcem către o problematică foarte interesantă, aceea a traducerilor. Mărturisesc că împreună cu domnul Adrian Graunfels am stat mult și ne-am gândit cum să facem seara atractivă. Dânsul este un poet, un autor, un făcător de cărți, de, cum să zic, de interdisciplinaritate, de excepție, pe care avem șansa să-l avem aici, la Tel Aviv. Și cu imaginația dânsului și cu ideile dânsului am acces la acest, hai să folosesc un barbarism de ziua limbii române, la acest panel de invitații. Îl prezint pe domnul Menachem Fadek. De fapt, niciunul nu are nevoie de prezentare în ceea ce vă privește, pentru că toți noi ne cunoaștem între noi. Poet și care a ocupat și o funcție în Asociația Scriitorilor Evrei, ceea ce ne leagă în mod deosebit este o referință geografică și sufletească, faptul că venim din Bistrița amândoi. Domnul Farcaș, traducător cunoscut, și de bine din Ardeal, din apropiere, așa că... și care ne va vorbi despre problematica traducerilor, dar și despre cărțile pe care domnul lui le-a tradus de-a lungul timpului, despre autorii pe care i-a preferat, o să ne spună de ce i-a preferat. Avem aici în față ultima apariție, Radu Țuculescu, cu o carte foarte interesantă. Doamna, doamna Metan ne duce în altă sferă, într-o sferă foarte specială, într-o sferă a spiritualității, însă este autoarea traducerii unei cărți de referință. L-avem aici pe domnul Tărcatin, în fața căreia ne înclinăm cu toții. Și ne va vorbi, însă ne va vorbi despre această aventură culturală, filologică și deopotrivă spirituală. Și la sfârșit, bineînțeles, domnul Graunfels, care are, din câte înțeleg, un PowerPoint cu 52 de slide-uri, dar din care vom selecționa, da, în sensul bun al lucrurilor, în ideea că bogăția cu care dânsul ne familiarizează de fiecare dată și felul în care știe să susțină scriitorii de limbă română, mulți dintre ei, dintre cei susținuți, sunt aici printre noi, alții nu au putut veni, alții ne-au scris din România sau de mai știu eu unde, pentru că asta este ziua limbii române, 30 august, adică mâine, pică în miez de vacanță și foarte mulți traducători și oameni dragi, mă refer chiar la traducătoarele lui Amos Oz în limba română, ne-au scris cu părere de rău că nu pot să fie prezente din cauza că nu sunt în țară, nu sunt în Israel.
N-am să vorbesc mai mult, nu vreau să pierdem vreme, avem foarte multe lucruri de vorbit. Am crezut de comun acord de, asupra unei ordini, este ordinea de aici încolo, rog pe domnul Benache Farec să ne vorbească. Și îl provoc la o întrebare. Dânsul, traduce scriitor pe care îi cunoaște personal, îi citește întâi, îi găsește în librării. De ce criterii ați selecționat cei peste 20 de scriitori pe care i-ați tradus? Mulțumesc, doamne Lorențiu. Aproape de toți cei care îi traduc și am tradus printre altele o antologie de 40 de poeți români, aproape pe toți îi cunosc personal. Mi-au plăcut ceea ce au scris. Din părere de rău, doi dintre cei care, spun așa, sfătoșesc că i-am tradus, Dan Pachis și David Vogel, nu i-am putut cunoaște personal. David Vogel a murit de la Holocaust. Pe Dan Pachis, de fapt, am cunoscut, atunci nu credeam că o să-l traduc. A fost profesorul meu la universitate. Și după ce am... Înainte ce l-am... Nu, după ce l-am tradus, am fost în Rădăuț și acolo, la o lansare, am citit poeziile lui. Eu aș vrea să încep o poezie de-a lui Dan Pachis. Și la traducere. Te asculți vocea paginii goale. Doamna Lorențu, nu a știut că de fapt numele la această întâlnire atinge exact cele două lucruri care, din privința mea, sunt cele mai importante la traducere. Meșteșugul traducerii și farmecul traducerii. La meșteșugul traducerii, eu când traduc și am tradus tare mulți poeți români și o parte de poeți israelieni, câteva cărți, cu fiecare poet am fost în legătură în timp ce am tradus. L-am întrebat la anumite cuvinte. De exemplu, un exemplu interesant. Din română în ebraică cel mai mult și din ebraică în română. Pe poetul Robert Ceban, din România, nu citesc poezia lui,
Numai vreau să amintesc una dintre probleme. Când Acta e antologia care am tradus-o în ebraică, 40 de poeți, și într-un anumit loc am văzut, a scris despre inimă și metafora lui a fost, asta e o iapă care lucră greu. Și mi-a luat mult timp ca să înțeleg ce vrea să spună. La sfârșit, după ce ne-am scris și ne-am întâlnit la ceva concret și am vorbit, mi-am dat seama de ce mi-a luat atâta timp ca să înțeleg. Pentru că iată, în ebraică, e femenină. În ivrit, susa nu sună ca feminin. Și mi-a luat mult timp până să am înțeles. În cazul ăsta, de obicei, nu sunt probleme de astea. Vreau să adaug încă câteva probleme pe care ne întâlnim între ele. În ebraică este nicul. Toți cei care citesc în ebraică poezii sau cărți pentru copii, nicul. Și asta e o problemă serioasă. Din părere de rău, aproape că nu există dicționare, dacă vrem să ne folosim. Dicționare în scris este unul, după cât știu eu, trebuie de folosit text. Și Wikipedia au de căutat diferite lucruri, dar Google Translate tot vorbesc împotrivă. Eu nu vreau să vorbesc împotrivă la Google Translate. Nu pentru că cred că ei sunt buni, pentru că ceea ce mie îmi ajută, de multe ori eu știu cuvântul, dar vreau să fiu sigur că ăsta e cuvântul. Și de obicei, până apare în computer cuvântul, eu îl știu exact și atunci spun, de ce ei greșesc chiar atâta? Din privința asta, acum vreau să spun câteva lucruri despre fermecul. Traducere. Înainte cu mulți ani, la primul congres la care am participat, am auzit mulți poeți citind în limba română. Și mi s-a întâmplat un lucru deosebit. În timp ce auzeam în limba română, în cap deja auzeam cum ar trebui să sune în ebraică. Și m-am ocupat și înainte puțin de traducere, dar de atunci am început să traduc mult. Și de fapt, de atunci m-am îndrăgostit de actul de traducere și mai mult decât a fost înainte. Înainte, tot cu mulți ani, când am fost la un interviu la Suceava, m-a întrebat Tehneceanu la sfârșit, cum să numesc interviul ăsta? Și fără să mă gândesc mult, i-am spus, căsătorii de trei ori, cu soția, cu Ierusalimul și cu poezia. Și asta e lângă mine tot timpul. Eu de obicei lucrez noaptea, în timpul zilei am dureri, lucrez noaptea până la ora 3, 4, scriu cu diferiți poeți. Și astea sunt orele în care nu numai că nu simt durere, nu simt nimic în prejur, numai cuvintele. Aș vrea, la sfârșit, încă o poezie să citesc din o carte tradusă a lui Hamutal Bar Yosef. Hamutal Bar Yosef e profesor de literatură, traducătoare, am tradus o carte a ei. De ce vreau să o citesc? Pentru că poezia specifică, pentru că de obicei, din tot cât am căutat eu poezii despre traducere, nu am găsit.
Și prima poezie tradusă a ei este despre traducere. Și eu nu sunt de acord cu ea, dar cred că e important să citim, să auzim poezia aceasta. Insultarea poeziei prin traducere. Poezia e insultată prin traducere. Ca un leu din grădina zoologică se întinde în colțul cuștii, se împotrivește să-ți piere, privește cu ochii deconectați la copiii grăsuți lipiți de sticlă, cei cărora le e greu să-și imagineze. Ca elefantul se trăiește după dresor, își pune labele enorme, cu blândețe zăpăcită, execută exerciții fixe, excepționale și primește cubul de zahăr împreună cu aplauze. Ca ursul alb ea stă pe labele din spate, lângă balta de apă învărțită, într-o zi de hamsin ce ștocește simțurile, așteaptă un fruct sau dulciuri aruncate în apa sporcată. Cred că e o poezie specială și frumoasă, cu toate că eu nu sunt de acord cu ce scrie în ea. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Pate! Următorul invitat, tradus scriitorii, văd eu, în general, din Transilvania, Marta Petre, Radu Țucurescu și echinoxiști. Domnul Farcaș. Excepție făcând Ana Blandiana. Da. Dar, de fapt, Ana Blandiana, Coman, e o redeancă de origine și a redeancă filologia la Cluj. Nu am un motiv special pentru care traduc poeții Ardeleni, însă pur și simplu mi-a plăcut, sau majoritatea mea au fost colegi și îi cunosc, sunt cunoscut de ei, am legături cu acești poeți și îi apreciez foarte mult, de fapt, nu numai eu. Am apreciat cele expuse de domnul Vale. Poezia trebuie să aibă farmec. În orice limbă, de fapt, nu contează. Eu personal sunt de formație filolog de limbă engleză și de limbă și literatură română. Și m-am născut încă în anii 40 de după război, într-o zonă în care se vorbeau cam toate limbile din România. Am notat ceva, am să încerc să le dau și după aceea, pe menționat dumneavoastră, aș vrea să vă citesc câteva poezii, iar dacă aveți întrebări, voi fi mai mult decât bucuros să încerc să răspund la aceste întrebări. Poezia, bineînțeles, se traduce cel mai dificil. Dar munca este deosebit de mare și asiduă. De multe ori lucrez cam o zi la o poezie și tot nu-i dau de capăt de multe ori. Consult zeci de dicționare și lexicoane. De ce? Pentru că eu cunosc toate cuvintele și știu despre ce e vorba, însă am nevoie de toate sinonimele care ar putea să existe pe lumea asta, ca să nu cumva să scap un sens. Am rămas legat de limba română pentru că este o limbă care îmi place foarte mult și cu care m-am născut. De fapt, m-am născut și cu limba maghiară, se simte din accentul meu că vorbesc și maghiară. Însă nu o vorbesc așa cum vorbesc limba română. Și m-am născut, așa cum v-am spus, într-un orășel în Bihor, un orășel foarte vechi și foarte pus la punct, se numește Beiuș, dacă ați auzit de acest orășel.
unde era și viața evrească intensă, dar unde erau în majoritate populația românească și populația maghiară, inclusiv și șvabi din Banat și alții. M-am trezit copil fiind că aud toate nivelele astea și n-am înțeles ce se întâmplă în jurul meu.